Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu mă numesc Ciobi. Astăzi am decis să fac un video în pădure pentru prima oară cu drujba pe baterie de la Stihl MSA300, drujba sau motofierăstrău, cum doriți dumneavoastră. Eu prefer drujba. O să vă dau rapid câteva detalii tehnice despre această drujbă. Este cea mai puternică drujbă pe baterie de la Stihl și, dacă nu mă înșel, cred că și din lume. Funcționează cu baterii de 36V. Aceasta e bateria, de fapt, AP500S. E încărcată la maxim, e plină. Avem o lamă de 40 de centimetri, o greutate totală de 7,5 kg. E destul de greu acest motofierăstrău sau această drujbă. Bateria are în jur la 2 kg, iar motofierăstrăul sau drujba în jur la 5,5 kg. Bun, avem 3 trepte de putere. 3 trepte de putere. Eco. Acesta e modul în care tăiem cu viteza lanțului redusă și economisim din baterie. Al doilea mod și al treilea mod. O să vă arăt. Eco. Și la viteză maximă. Să nu vă lăsați înșelați că e un motofierăstrău pe baterie. E un motofierăstrău foarte, foarte puternic, cu toate că e pe baterie. Suntem într-o margine de pădure. Aici avem în spatele meu un copac doborât de vânt, e uscat. Și o să-l fasonăm, o să tăiem câteva bucăți pe toate cele trei moduri, ca să vă faceți o idee cum funcționează drujba. După cum am menționat, acesta e arborele căzut, uscat. O să tăiem în toate cele trei tipuri, în toate cele trei trepte de putere. Prima treaptă de putere e treapta Eco, cu treapta cu care economisim baterie. Bun, o să-i dăm drumul. Acum o să trecem la treapta a doua de putere. Până acum am tăiat în modul Eco. Aici e deja mai gros puțin.
aceasta a fost a doua treaptă de putere. Acum o să urcăm la treapta superioară, la maxim. Tai ultima bucată, e o bucată, intrăm deja în bucăți mai groase. Acesta a fost videoul de astăzi cu motocasa pe baterie de la Steel MSA 300. După cum ați văzut, merge impecabil. Mie îmi place foarte mult această drujbă pe baterie. Am tăiat, cred că în jur la vreo 7-8 minute, nu știu exact, o să vedem câtă baterie am consumat. Am consumat jumătate de baterie. Deci, practic, mai putem tăia în jur de 7 minute la 5-7 minute la putere maximă, eventual 10 minute în modul eco. Ce pot să vă zic mai mult de ea? Mie îmi place că e silențioasă, are forță, merge super bine. Dezavantajul e că bateria nu ține foarte mult. La putere maximă în jur de 15 minute, în jur de 10-15 minute, depinde și de ce fel de lemne tăiem, ce fel de consistență are lemnul, de esența lemnului. Dar în linii mari, motoferăstrăul merge perfect. O să vă arăt și eu bucățile, să vedeți cam cât sunt de groase. Deci am tăiat bucăți destul de mari. Bucăți destul de mari și uscate. Astea ar fi perfecte pentru foc. Dar ele o să rămână aici, că nu avem cum să le ducem. Bun, acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc mult de vizualizare. Vă doresc o zi plăcută. La revedere!